Tradițiile ne dau rost și suflet. Spun cine suntem și cum suntem. Ce tradiție credeți că e tipic românească? Poporul român este foarte bun la tradiții și obiceiuri și trăiește din plin ceea ce se întâmplă. De altfel, avem o istorie în acest domeniu. Însă, ceva neobișnuit pentru mine a fost când am participat la o nuntă și a fost la un moment dat dansul găinii. Un ritual total atipic pentru mine. Se lua o găină frumos, rumenită, aranjată, se punea deasupra capului miresei după ce nașa îi lua voalul. Și povestea nu se oprește aici, pentru că nașul trebuia să plătească în simbol, ca simbol de răscumpărare al miresei de la părinți. N-am mai trăit așa ceva, n-am mai văzut, aș putea să spune că este prin Ardeal. Și cred că am mai văzut ceva, dar poate să nu greșesc, ceva cu jucatul bradului, tot pe la nunți. Ce tradiții dăinuie în familie? La noi în familie tradiția constă în aceea de a petrece timpul în familie, mai ales de sărbători, atât de Crăciun cât și de Paște. Și de Crăciun, dar mai ales de Paște, ne place să pregătim totul împreună. Cum ar fi să facem curățenie în casă, acea curățenie generală de primăvară, să curățăm pomii și să văruim trunchiul copacilor, în Joia Mare să vopsim ouăle roșii și mai ales să frământăm și să coacem pasca și cozonacul. O tradiție la care ținem foarte mult, atât de Crăciun cât și de Paște, este să ne ducem la biserică. Cred cu tărie că în aceste vremuri, destul de neliniștite pentru mulți dintre noi, singurul lucru cu adevărat bun este credința. Cu ce tradiții vă identificați? Copilăria mea a fost mai mult la bunici și implicit am crescut cu tradiții, tradiții în adevăratul sens al cuvântului. Poate că când eram mică nu înțelegeam întru totul ce se întâmplă și de ce se face așa, însă bunicii noștri credeau cu tărie în acele tradiții și mi-au insuflat să duc mai departe tradiția. Acest lucru fac și eu cu Anastasia, fetița mea. Facem totul împreună, îi explic de ce este bine, de ce nu este bine, ce semnifică, ce simbolizează și până la urmă totul ține de ce crezi tu, de ce crezi că e bine să faci lucrul ăsta. Și atunci totul prinde culoare.